La dumneavoastră e tot 14-21? Nu, 14-22. Și dumneavoastră ați pierdut acceleratul? Da. Și eu la fel, ce ghinion. Mergeți departe? Nu, până la Lehliu. Eu până la Babadag. La Babadag? Da, dar de ce mă întrebați? Ei, așa, din curiozitate. Cu ce ocazie pe aici până la Megidia? Interes de serviciu? Nu, nu, la o rudă. Aveți o rudă în Megidia? Da, am. Dar de ce mă întrebați? Așa, de curiozitate. Ah. Ce căldură, bă, ce căldură. Nu vi se pare că e prea cald? Ba da, mi se pare. Păi atunci hai să luăm o bere. Mulțumesc, eu nu iau bere, vai. De ce? Nu, e amară. Da. Ei, fiecare cu gusturile lui. Atunci poate luați doi mititei. Vai, mulțumesc, nu obișnuiesc. Da. Nu vă supărați, ce vârstă aveți? Dar de ce mă întrebați? E așa, de curiozitate. Cât îmi dați? 17. Mulțumesc, nu. Sunt mult mai bătrână. Am 18. Împliniți? Împliniți. Eu alaltă ieri am împlinit 21. Alaltă ieri? Alaltă ieri, exact în ziua de 21. Extraordinar, foarte interesant. De aceea v-am întrebat, pentru că și eu sunt născută tot în 21. Da, în iulie. Da. În orice caz, vă urez mulți înainte. Da, foarte mulțumesc. Dacă nu deranjez și, bineînțeles, dacă puteți să-mi răspundeți, ce profesie aveți? Eu? Sunt casieră la alimentara din localitate. În particular, trag și la mașina de cusut. Dar și în calitate de casieră manipulați bani numerați? Manipulez și zilnic. Și nu e periculos? Nu, nu, că seara îi depun la cec. Da. Da, dumneavoastră, cu ce vă ocupați dacă nu vă deranjează prea mult întrebarea? Da. Tovărășico, eu sunt achizitor la Oraca. Achiziționez animale pentru sacrificare. Aoleu, pentru sacrificare? Da. Oh, îmi închipui că nu vă este nici dumneavoastră prea ușor. Ușor? Ah. Numai câte drumuri fac. Tot timpul meu liber sunt în deplasare. Când mă cauz numai pe teren, sunt ba la Lehliu, ba la Babadag. Ați fost și la Lehliu? Da, evident. Extraordinar. Păi atunci înseamnă că cunoașteți localitatea, nu? Da, dar nu în totalul ei. Ah. Păi hai să luăm o bere și câțiva mititei acolo, să consumăm și noi ceva. Bine, bine, accept. Dar să știți că eu nu consum decât doi mici și nu beau decât maximul un țap. Consumați și dumneavoastră, după posibilitățile dumneavoastră. Ia stați acolo, ia stați acolo. Maestre, ia adu 8 mici, o halbă și un țapă. Îmi dați voie să vă zic tu? Da, da, spune-mi cum vă face plăcere. Dar, în general, tu cum te mai distrezi? Ce mai... Ce păi, mai... sâmbătă seară mă duc la dans. Câteodată mă duc și la film. Au. Da.
Ai văzut-o și pe Angelica? Vai, dar cum să nu văd? Vai, am văzut-o de 3 ori. Odată cu mama, odată cu o mătușă de-a mea și odată am fost și singură. Auzi că mi-a plăcut. Extraordinar ce mi-a plăcut. Dar cărți citești? Cărți? Nu, nu, întrucât mă adoarme. Și pe mine nu știe dracu am că mă adoarme. Și l-aș putea citești, mai ales între, că uneori merg zi și noapte. Da. Mie îmi place mai mult să mă uit pe fereastră. Ție nu-ți place? Ba da, îmi place și mie, dar când e peizaje. Când nu e peizaje, prefer mai bine să, să cad pe gânduri, să... I-ai prăjit bine, maestru? Că dacă nu ai prăjit bine, ți-i dau la remaia, dar nu te vezi, auzi? Ia cu sare, ia cu sare, ori poate vrei muștar. Nu, mulțumesc, nu obișnuiesc muștar niciodată, vai. Auzi, ia pune sare, că mie îmi place sarea. Da. Și mie îmi place. Îmi place grozav de sărat. Atât de grozav încât părinții mei se și miră. Păi, văd că ne potrivim. Da. Hai mai consum un mic acum, consum un mic. Mulțumesc, lăsați. Lăsați, am consumat, ar fi suficient, nu e. Ascultă, tu locuiești cu părinții? Da, sigur că da. Mai ai un frate, o soră, ceva? Da, sigur că am. Un frate, dar mai mare. Aha. Dar tu nu te plictisești singur, așa? Ei, ba da, mă plictisesc. Dar pe urma am trece. Totuși, e mai bine când ești în doi, nu? Evident, păi nici nu se compară. Mai discuți, mai vorbești, mai... Da, bineînțeles. Păi da, e și făcut omul, știi? Da. Să mai discute, să mai vorbească. Păi sigur. Auzi tu ce culoare ai la ochi, albaștre? Da, de ce mă întreb? Așa, de curiozitate. Păi, e albaștri. Da, ia uite, bate puțin spre verde. Ai? Ha. Ai dreptate, bate spre verde. Nu prea tare, dar bate. Oh! În principiu, așa, părinții tăi ar avea ceva contra să te căsătorești? E, asta e, dar de ce să aibă contra? Păi așa întreb și eu. Nu, 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 păi ei nici nu se amestecă. Păi de ce nu se amestecă? Păi nu se amestecă din principiu. Și de când cu fratele meu care s-a căsătorit peste capul lor cu o fată care nu era din Lecliu. Da. Și pentru care nu le-a dat consimțământul. Și ce? Și ei, uite, că are acum 2 copii de școală și tata tot nu le-a dat consimțământul pentru că nu poate să o suporte pe ea, nu poate deloc. Și de atunci tata a zis așa că nu se mai amestecă în viitorul meu, că pot să fac absolut ce vreau cu el și să mă mărit și cu Gingis Khan. Chiar cu Gingis Khan? Păi, așa a zis el, dar nu mai era pe mine. No, totuși, eu ar vrea să le cer consimțământul. Păi, dar de ce? De ce să le cer dacă sunt legală și majoră? No, nu m-a obligat la explicații. Mie să le cer lor consimțământul, că așa e frumos și așa e corect. Bine, dragă, bine, le cer. Auzi, cer lui mama, că ea mi l-a mai dat odată, dar eu nu l-am luat. Păi și vrea să-ți facă nunta? Da, mama vrea neapărat, că zice că o fată are și de ce să nu-i facă? Și cu ce o facem, nunta? Păi nu, că avem. Avem. Avem găini, avem brațe, avem gâște. Ia uite, avem curcani. Tata a zis că dacă găsesc un băiat bun, e în stare să sacrifice și porc. No, e suficiente păsări. Porcul lasă. Lasă-l să trăiască. Lasă-l în viață. Bine. Bine, lăsăm în viață, pentru că, să știi, îl iubim toți foarte tare, că e tare blând, e blând și e așa de simpatic. Vai, dacă l-ai cunoaște. Aoleu, dar cu sarmalele ce facem? Fără sarmale, ajunge friptura. Și să știi, nici nu chemă mult pe lume la nuntă, că știi cum e la nuntă. Vine unul, vine altul, bea, mănâncă și se duce. Și te mai și înjură, da. Nu chemăm decât obligații. Bine, dragă, chemăm numai obligațiile. Așa. Da. Tu vrei să te îmbraci în rochii de mireasă? Ei, aș vrea. Aș vrea, știi, ca să mă vadă colegele și să... Dar să știi că eu nu cumpăr rochii de mireasă. Vai, de mine, păi nu, că nici nu trebuie, nu. O să închiriez una de pe la magazinul ăla de pe Lipscani. Auzi, dacă vrei, poți să închiriezi și tu un costum negru tot de acolo. Lasă că am un albastru, da? Un albastru de Camgard. E nou-nouț, ce? L-am purtat de... Ia stai. De 5 ori l-am purtat. Ce, da. Albastru nu merge? Ba,
merge cum să meargă, ce? Păi, da, ce? La noi s-a căsătorit unul în gri, vai, și ce menaj fericit a avut. Păi, da, ce? Culoarea contează, da. Contează să. Asta contează. Da, așa e. Ia ascultă, tu ce e azi? Azi? Uh-huh. Păi azi să tot fie marți. Marți este. Marți? Da. Ia fii tu atent aici. Da. Cât durează pregătirile? Pentru ce? A, de nuntă? Da. Da, păi eu zic că vă 10 zile... Ce vă trebuie 10 zile, bă? O zi tăiați păsările, că s-a stabilit că porcul nu-l mai sacrifica. Altă zi, pregătiți scriptura și gata. Da. Dați-i zor până duminică să fieți gata. Să știți că eu sâmbătă seară viu de la Babadag, fac o întrerupere la voi de 24 de ore și gata să terminăm povestea asta. Nu, ce mai atâtea probleme și atâtea complicații. Da. Hai, da. Hai! A, să nu uit! Mâine este lui să-ți dai Wassermanul. Aoleu, exact, că tot eu am eu treabă la dispensar, mă duc, da. La ce ești bolnavă? Nu, Doamne ferește, cum să fiu bolnavă? Nu, mă duc să-i duc, mă, așa e un model de plovăr. Că la noi, la Lecliu, toate se ia după mine. Cum îmi fac eu un obiect nou de îmbrăcăminte? Toată localitatea e în uniform, auzi? Nu mă dovede să râs. Da. Bă, ce căldură, bă, da. Ce căldură. Maestru, mai adu-o halbă și un țavă aici. Ție nu ți-e cald? Ba, mi-e cald și mie aia, dar ce contează, așa? Ascultă, da. Ia mai zici și tu ceva. Păi ce să zic? Zici ceva acolo, nu contează, zici ceva, hai. Hai că mai e 5 minute până la tren, să nu le pierdem și pe asta. Hai, hai, zici ceva de tine. Păi, acum, momental, nu știu ce să zic, dar dacă mă gândesc 5 minute... Hai, lasă-o, dracu, lasă, că lui musai. Hai, lasă, mai odihnește-ți și tu mintea aia, că de când cu asteniile astea... Hai, noroc și hai drum bun și hai să trăiești! Auzi, mulțumesc, mulțumesc și de asemenea! Auzi, nu uita de chestiile alea, ce știi, nu uita de Wasserman. Vai, în ultima instanță, Wassermanul e esența. Vai de mine, dar cum să uit, cum ajung? Dar cum beau sânge? Ce mai... Aoleu, dar tu unde ți-l faci? Lasă că mă descurc, eu nu-mi purta mie de grijă. Hai că vine trenul. Da, nu sunt... Auzi? Vezi unde pui valiza aia, să nu ți-o fure careva. Nu, mi-o fură, că ți-o tot drumul în brațe. Așa, mai bine, mai bine. Auzi, vezi, nu invita multă lume la nuntă? Nu invita lume, nici neamurile, să nu le inviți pe toate. Nu, na. Din partea mea să știți că nu vă fac deranj, că eu sunt orfan. Vai de mine, ești orfan? Hai, să te las aici, în garul orfan, dragă. Lasă că e mai bine, hai, pa, hai la revedere, hai drum bun, hai drum bun. Și să știi că mi-a făcut plăcere. Hai drum bun, alo, cum te cheamă? Alo! Uite, am stat atâta de vorbă cu ea, am discutat chestiuni atât de interesante și uitai să o întreb de numele el mic. Păi asta nu mi s-a mai întâmplat, da. Maestru, ia dă-mă o halbă aici! Unde zicea ea că se duce? La Urzicel, la Bolintinu sau la Lehliu? Ia uite. Să mă tai în bucăți, că nu mi-aduc aminte. Păi da, de când cu serviciul ăsta mi-a slăbit memoria. În fiecare zi atâtea cifre și atâtea taurine, slăbește ea memoria, cât o fi de memorie. Acum dacă i-am pierdut și numele și localitatea, gata, s-a dus. Nu-i mai dau de capăt. Și ce fată bună era, delicată, manerată, mașină de cusut. E când am văzut-o mi-a făcut impresie. Bă, și ce intenții bune aveam eu cu ea. Unde și de unde a zis că e ea? Ia să fac eu un efort, ia să fac eu un efort. Așa.
Bolintinu? Nu. Urziceni? Nu. Tecuci? Nu, că a zis că e din Bărăgan. Ciulnița? Nu. Lehliu? Parcă din Lehliu e. Da, nu sunt sigur. Bă, ce-am uitat, mă, ce-am uitat eu? Știu ce fac. Încep să umblu pe-n fiecare localitate, de asta s-o caut. Da, ce diurnă, am foi de drum, am, o caut până la marginea lumii, auzi? Gata, m-am ambiționat, bă, ce m-am ambiționat. Maestre, mai a doua halbă.